Bun găsit tuturor, sunt Flavia Apostol, iar pentru prima ediție de nutriție aici la Human TV am o mare surpriză pentru voi. Mihaela Rădulescu spunea odată că întâlnirea cu invitata mea de astăzi i-a schimbat viața. Și acum nu pot să nu mă întreb dacă o să ne o schimbe și nouă. Dragele mele, astăzi vine la Human TV să ne învețe cum să arătăm bine, să ne învețe cum să slăbim, să ne învețe cum să fim mereu în formă, doamna doctor Mihaela Bilic. Ne-am fixat încă de la început aici, la Human TV, următoarea țintă. Să vă facem pe voi, fetele și femeile care ne priviți, să fiți mereu frumoase și fericite. Și cred că mai presus de orice haină scumpă, de orice cremă care face minuni, cred că de orice produs de machiaj, cred că stă silueta noastră. Și trebuie să-i acordăm o atenție deosebită. De aceea vrem să învățăm de la specialiști și asta face Human TV. Va aduce oameni de valoare în față, oameni care să ne spună exact ceea ce trebuie să facem ca să avem o siluetă perfectă. Alături de mine, astăzi, la prima noastră ediție de nutriție, este doamna dr. Mihaela Bilic, care îi mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit că, nu știu să spunem așa, ați avut ideea să faceți ceva exclusiv pentru femei. Femeile merită avem toată nevoie, atenția, nu? Da? Și cred că o televiziune pentru femei este binevenită. Sunt probleme strict feminine și trebuie să fie dezbătute într-un cadru extins. Și nu pot să încep fără să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru noi, pentru că practic sunteți, din punctul meu de vedere, ca să nu generalizez, dar din punctul meu de vedere, sunteți nutriționistul numărul 1 în România, cel mai popular. Mulțumesc. Și care, ale cărei sfaturi chiar funcționează. Și asta vă zic din propria experiență. Vă mulțumesc mult! Vă zic să ne trimiteți părerile, să ne spuneți ce faceți voi ca să vă mențineți silueta și să fiți mereu frumoase, atât în formularul de comentarii de sub emisiune, cât și pe pagina noastră de Facebook. Doamna doctor, ca să eficientizăm discuția noastră și să aflăm cât mai multe lucruri de la dumneavoastră, pentru că noi femeile suntem extrem de curioase când vine vorba de slăbit, să avem acel corp pe care îl vedem în reviste, eu am cules câteva sfaturi, câteva principii pe care dumneavoastră le promovați. Le-am cules din cărțile scrise de dumneavoastră, din articolele pe care le-ați semnat, dar înainte de a le aduce în discuție, vreau să ne imaginăm următoarea situație. Să zicem, am fost în vacanță, au fost sărbători și ne-am îngrășat, am mai mâncat prăjituri, am mai mâncat niște cartofi prăjiți, am poftit, se mai întâmplă. Și am luat câteva kilograme în plus. Ce facem acum? Care este primul lucru pe care îl facem? Ne adresăm unui medic nutriționist? Nu. Ce facem? În niciun caz. Ideea aceasta de... Am auzit de foarte multe ori la doamne acest transfer de responsabilitate și spun, n-am făcut nimic, nu m-am apucat de nimic până n-am ajuns la un nutriționist. Este un pic de răsfăț și de lașitate, pentru că nu ne-am îngrășat cu nutriționistul de mână, exact. Da? Exact. Și atunci și de slăbit nu trebuie să așteptăm un sfat din acesta venit de la un nutriționist celebru sau de la vreo vedetă de peste ocean care să ne dea nou un aliment minune sau, eu știu, o combinație magică și să ne ajute să topim kilogramele acelea în plus peste noapte. Aș spune că bunul nostru simț trebuie să ne ține cu picioarele pe pământ, iar slăbitul înseamnă mâncat mai puțin și, atenție, de multe ori am spus-o și încă o repet, nu căutați alimente miraculoase pe care să le puteți mânca în cantitate nelimitată și să slăbiți. Eu aș spune, fiți oneste cu voi și momentul în care vreți să slăbiți, trebuie să aveți senzație de foame. Adică foamea este cel mai bun criteriu, da? Că dieta, sau mă rog, cantitatea de alimente pe care ai mâncat-o este mai mică decât necesarul organismului și atunci apare senzația de foame. Deci o ușoară senzație de foame, așa zisa, cum să spun, nu e neapărat un chin. Cura de slăbire nu are cum să fie nici echilibrată, nici nestresantă. Exact. Deci nu trebuie să ne dorim o cură de slăbire care să fie fără frustrare, fără stres, echilibrată și noi să nici nu simțim că am ținut. E clar că atunci nu merge atunci, ceva. Nu, atunci nu merge.
ori nu merge, ori dacă nu sunt niște trucuri din acestea pe care, bineînțeles, nutriționiștii le pot inventa, apropo de asociere, apropo de anumite alimente, dar nu trebuie să ne bucurăm pentru asta, că în momentul în care noi trișăm și păcălim metabolismul, să nu ne mirăm dacă și el la rândul lui va trișa și nu va mai asculta și nu ne va da rezultate la o altă cură de slăbire. Deci eu aș spune, haideți să slăbim cu mâncarea care este proprie firească stilului nostru de viață, pe care o mâncăm în mod normal, zilnic, pe care o avem în frigider, adică nu trebuie să alergăm prin tot orașul după cine știe ce produse. Așa este. Și să mâncăm mai puțin. Adică dacă am venit cu câteva kilograme în plus, eu aș spune următoarele zile, pentru că organismul este extraordinar de bine pus la punct, iar mecanismele prin care noi slăbim nu sunt cine știe ce mare, cum să spun, filozofie sau trebuie să avem doctoratul în nutriție. Este ca o balanță. Cât bagi ca și calorii în interior, că numai din mâncare ne vin caloriile, trebuie cheltuit. Deci dacă balanța asta este negativă, adică îi dăm mai puțin decât cheltuim, imediat el slăbește. Și atunci aș spune, venim din vacanță, am venit cu câteva kilograme în plus, nu este o tragedie, însă ne apucăm imediat să luăm măsuri pentru ele. Pentru că cel mai mare pericol este ca să credem că kilogramele astea le vom da jos la un moment dat, dar nu chiar acum, și stai un pic că mai vine o aniversare, stai că mai vine o ieșire în oraș. Exact. Și în momentul în care ele stau 3, 4, 5, 6 luni, dintr-o dată organismul le ia ca fiind de referință și este mult mai greu să le elimine. Deci a spune, cum ne-am întors acasă, reducem la jumătate cantitatea de mâncare. Adică ceea ce mâncam până atunci doar reducem la jumătate porția. Și dacă suntem și mai, cum să spun, și mai cuminței și mai echilibrați de atât, aș spune că n-ar fi rău să facem un pic de mișcare. Pentru că mișcarea este singura metodă prin care obligăm organismul să ardă calorii. Și de-aia îmi place mie atât de mult de dumneavoastră, pentru că de fiecare dată și când am citit cărțile și când am avut ocazia să mai vorbesc cu dumneavoastră, ați simplificat foarte mult lucrurile. Păi asta e adevărul. Adică, de ce să facem din asta o filozofie? Exact, vedem peste tot diete din acelea complicate, regim. Și dar știți cât de mult, aproape că ne place să fim pedepsiți și chinuiți. Și în momentul în care ceva este simplu, paradoxal, să știți că cele mai complicate lucruri sunt cele mai grele lucruri sunt alea simple. Pentru că în momentul în care îi spui unui om, mă, nu e un aliment minune, pune mâna și din ce mănânci, redu la jumătate porția. Știți că foarte multe persoane aproape că sunt dezamăgite de simplitatea asta, pentru că ne place să ni se dea liste cu alimente permise și interzise, da. Tot felul de mâncăruri complicate de făcut, tabele, da. Calculat, și aproape că ne place să ne transformăm viața într-un chin, pentru că foarte multă din energie și din atenție ne ține acolo la cura de slăbire, în loc să facem lucruri mai interesante cu viața noastră. Deci mâncarea nu este o filozofie, este ceva care trebuie să fie cu plăcere și cu bucurie și care să ni se potrivească. Pentru că să știți că și dacă mergem la cel mai scump restaurant sau la nu știu ce magazin de produse eco, bio, organice și nu mai știu de care, și cumpărăm produsele respective și noi le mâncăm în dorința de a fi sănătoși și perfecți, echilibrați, dacă nu avem bucurie și dacă respectivele produse nu ne plac, nu au cum să ne facă bine. Păi, și adică lucrul ăsta este lucrul ăsta e foarte important. Deci toată lumea, în momentul în care mănâncă, dacă nu respectiva mâncare nu-i produce bucurie, să știți că poate să coste oricât, nu are cum să fie nici sănătoasă, nici potrivită pentru omul respectiv, pentru că organismul are nevoie de lucrurile care îi plac. Și sper că ați auzit lucrurile acestea, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să aud de anumite alimente, de anumite semințe, de anumite minuni pe care fac modă. Doar așa că sunt de bon ton, doar așa că au preț de modă. Exact, este de modă. Da. Și să fim și noi în pas cu moda. Cred că moda ar trebui să o lăsăm pentru haine, pentru atât. Alte lucruri și atâta tot. Dar să revenim practic la elementele simple de bază. La naturalețea și bunul nostru simț, pentru că nu putem face din mâncare o modă, ea nu se poate, un anumit produs nu se potrivește oricui, și în momentul în care începem să-i dăm organismului ce vrem noi și, cum să spun, călcând în picioare dorințele organismului, vom declanșa un război care nu duce la nimic bun. Așa că moda nu e pentru mâncare și așa cum vine, moda trece, însă s-ar putea ca dezechilibrele pe care le producem în organism să rămânem cu ele toată viața. Deci așa nu trebuie este. Să ne jucăm cu, nu trebuie să aducem în mâncare nici interdicții, nici alimente miraculoase, ci să avem zi de zi alimentele care ne aduc bucurie și plăcere. Am învățat, iată că nu e de ajuns doar ne-am îngrășat, mergem la medicul nutriționist. Nu, iar la nutriționist chiar venim acasă și luăm frigiderul și îl băgăm cu noi în pat. Nu. De ce n-am slăbit? Plus
că mai este un lucru important. În momentul în care mergi la nutriționist, este un fel de ți-ai dori ca responsabilitatea ta să o ia altcineva. Da. Și atunci te duci la medicul nutriționist tocmai pentru că tu nu mai vrei să mai ai responsabilitatea siluetei tale și ești dispus să plătești o consultație ca omul, ca respectivul medic să-ți dea o listă și tu ca un copil din acela care nu mai are propria lui personalitate și putere de decizie să urmărești mură în gură ce ți-a spus omul ăla pe hârtie. Și de foarte multe ori nici nu suntem onești cu medicul nutriționist, că trebuie să spunem lucrurile acestea, pentru că nu suntem onești, zicem că respectăm acel regim și, repet, luăm frigiderul și dormim cu el în pat. Da, și lucrul ăsta e pe dubos, adică cel mai mare dușman al nostru tot noi suntem. E detrimentul nostru. Și dacă ne mințim, nu ajută cu nimic, așa că în loc să facem drumul până la nutriționist, cum v-am spus mai devreme, reduceți la jumătate porțiile și dacă nu slăbiți, reduceți-le la 3 sferturi. Asta este. Deci organismul trebuie să fie pe negativ, ca și aport, ca să slăbească. Iar lucrul ăsta nu trebuie să-l spună un nutriționist. O știe fiecare în sufletul lui, numai că nu suntem pregătiți de fiecare dată. Și ca să economisim acea vizită la medicul nutriționist, o să profităm de prezența dumneavoastră aici. Profitați. Și o să vreau să prezentăm acele principii de care vă vorbeam la început, pentru că eu le consider extrem de adevărate, la mine au funcționat și eu doar pe asta mă bazez. Într-adevăr, îmi place foarte mult tot ceea ce ține de nutriție, de dietă, dar credeți-mă, nu știu nimic de combinațiile acelea de dietele, acelea disociate, de regimurile acelea cu denumiri sofisticate, habar n-am. Dar știu aceste principii pe care le-am citit din cărțile dumneavoastră și pe care vreau să le explic pe larg. Bun, primul lucru pe care eu l-am găsit zice așa, dieta cea mai bună este aceea pe care o persoană nu o simte. Deci, practic, nu trebuie să ne chinuim. Nu de chinuit. Nu trebuie să inventăm mâncăruri, da? Și nu trebuie să cumpărăm produse pe care până atunci nici nu le cunoșteam, nici nu știam să le gătim. Adică nu o simte din punctul de vedere al, să spunem, alimentelor care sunt pe masă și al produselor pe care le consumă în mod firesc. Sunt persoane care, de exemplu, nu sunt mari fani, eu știu, de ce exemplu să dau? Fasole, boabe sau mazăre. Da. Omului ăla sau spanac. Omului ăla nu trebuie să-l obligi să mănânce respectivele produse pentru că fără ele nu slăbește. Adică în felul ăsta trebuie, deci nu trebuie să ne facem viața un dezastru, un chin, cumpărând niște produse de care n-am auzit. Acum de curând am citit o carte foarte drăguță, americanii și englezii cam au ajuns să ia și aceste diete și mode alimentare în râs. Apropo de quinoa, și la noi a făcut la un moment dat modă această boabă. Acum văd că sunt la mare modă și nu știu ce fructe goji, adică oameni buni. Exact. Oameni buni. Mai avem și noi prin pădurile noastre afine, lucruri din acestea care sunt acrișoare, coacăze. Nu trebuie să cumpărăm de pe peste mări și țări un anumit aliment pentru că e miraculos. Deci asta este, după părerea mea, principiul de bază. Mănâncă mâncarea cu care ai crescut, pe care o recunoști. Și să lăsăm snobismul la o parte. Absolut. Și care, culmea, acea mâncare care îți aduce emoție pozitivă, pentru că eu am ajuns să stau de vorbă cu oamenii și când le pronunț cuvântul orez cu lapte și scorțișoară, credeți-mă că nu e om care să nu aibă reacția aceea de topire și de un fel de înapoi în copilărie. Așa că aș zice că este și pentru organismul nostru, din punct de vedere genetic, este această, să spunem, recomandare a nutriționiștilor să creștem cu alimentele care fac parte din mediul nostru firesc de viață și cu care ne-am obișnuit și care cresc acolo unde trăim noi. Pentru că dacă am trăit în Asia, atunci am mâncat numai soia și eu știu ce alte, dar atâta timp cât suntem în România, mâncăm carne de porc, mâncăm lactate, că avem văcuțe care pasc în Japonia, un pahar cu lapte, la cel mai înalt nivel în societate, oamenii nu își permis să bea mai mult de 2 pahare de lapte pe zi, pentru că este extrem de scump. Și noi trăim într-o țară în care am ajuns să nu mai bem lapte deloc, nici noi nu știm de ce. De asta spun că ne negăm tradițiile, negăm, să spunem, apartenența și la teritoriu și genetica noastră și nu avem cum să fim sănătoși. Creăm un dezechilibru și ne pierdem identitatea. Ce îmi place ce îmi spuneți și, într-adevăr, vă dau dreptate, pentru că de multe ori am discutat cu prietene care îmi spuneau de tot felul de semințe, de produse de care eu nici nu auzisem, absolut, și metode din acestea noi, da, de slăbit. Da, da, da.
Și după o anumită perioadă de timp nu vedeam nicio modificare, adică nu slăbeau deloc. Din contră, eventual, poate mai puneau câte un kil, două așa în plus, deveneau mai rubensiene puțin. Da. Iar eu respectam aceleași principii. Principii, repet, luate din cărțile dumneavoastră și principiile pe care, iată, ni le împărtășiți și astăzi. Și n-am avut niciodată probleme. Da. Sunt lucruri care țin de un fire și de un bun simț și de o naturalețe pe care de multe ori o uităm. Adică trebuie să ne readucem aminte cum e să fii natural și să ai bun simț. Atât. Dar noi, așa ca români și ca românce, suntem destul de mâncăcioși așa și de pofticioși. Iar aici este vorba de disciplină. Adică nu trebuie să aducem alimente de peste mări și țări, trebuie să ne disciplinăm un pic, pentru că kilogramele în plus, de fapt, asta arată. Fie N-aș vrea să deschid subiectul ăsta, că este unul care nu are limite, apropo de tot ce înseamnă emoții pe care noi, în loc să le trăim, le înnecăm cu mâncare. Da. Da? Fie kilogramele... Depresie, mâncăm. Da, fie... Când suntem fericiți, mâncăm din nou. Exact. Deci kilogramele în plus ar putea să fie și o boală a sufletului, dar dacă nu sunt o boală a sufletului, atunci sunt o lipsă de disciplină din viața noastră de zi cu zi. Și asta înseamnă o alimentație mult prea abundentă pentru cantitatea de mișcare, de efort pe care o facem. Atât, adică nu sunt lucruri care sunt grave, dar sunt lucruri pe care dacă noi, nu altcineva din exterior, deci nu vine cineva din exterior să ne slăbească. Dacă noi nu punem un pic de ordine și de disciplină în viață, kilogramele în plus nu au cum să dispară. Da, doctor, dar trebuie să respectăm acele principii de trei mese principale și două gustări? Nu, sub nicio formă. Trebuie să mâncăm când ne este foame. Bun. Este foarte important. Eu dacă aș mânca și două gustări și trei mese, vă zic facem, că da, și sunt persoane, inclusiv pe mine mă dau exemplu. Eu n-am mâncat micul dejun în viața mea pentru că de când mă trezesc până când, așa probabil că organismul meu are o inerție, până când ajung să mă dezmeticesc complet și să-mi și fie foame, trece de ora 12. Adică nu pot în momentul în care mă trezesc să mănânc pentru că trebuie să mănânc micul dejun. Și s-ar putea ca micul dejun la foarte multe persoane care au... Noi oricum mâncăm în secolul 21 cam cu... Dacă, hai să nu zic 80%, dar cam cu 60% mai mult decât ne-ar trebui. Pentru că, iată, sedentarismul este o boală a prezentului. Da, clar. Și cred că dacă în evul mediu se mâncau două mese pe zi și doar cei foarte bogați aveau trei mese pe zi, aș spune că acum, în secolul 21, ar trebui din nou să ne întoarcem la două mese pe zi, pentru că este mult prea multă mâncare, o abundență alimentară care n-are cum să fie consumată în mișcare fizică, că noi nu mai facem mișcare și, de niciun fel. Exact. Și aș zice și că ne-am cam americanizat așa puțin. Absolut. Stăm pe canapea, stăm cu chipsuri, cu floricele, și nu le punem la socoteală. Da, acelea sunt gustărele. Și mai este un lucru, dimensiunea porților a crescut îngrozitor și felurile de mâncare care sunt prezente la o masă sunt mult prea multe. Adică aș spune numai că nu ne trebuie neapărat 3 mese pe zi, dar iată, un mic dejun poate să însemne o cană, un pahar mare, o cană de cafelate. Adică acel lapte cu un pic de cafea, până la urmă, pentru o persoană care nu are o activitate fizică și o muncă deosebită, este suficient. Adică cam asta poate să fie noțiune de mic dejun. Adică nu trebuie să fie bacon cu omletă și cu pâine prăjită și cu... Și cu ou, înțelegeți? Ulei, așa, adică să ne săturăm. Exact. Asta poate că este un mic dejun pentru un om care apoi merge și muncește, nu știu, fizic o zi întreagă. Sau poate că este întreagă. Un mic dejun pentru un om care are micul dejun ca masă principală. Exact. Și apoi, v-am spus, numai munca fizică consumă calorii. Statul la birou cu fundul pe scaun nu are nevoie de foarte mult aport caloric. Mărim și atunci, da, și atunci acest mic dejun nu poate să fie, să spunem, indicat decât celor care muncesc fizic, care, nu știu, în construcții, la munca câmpului, în uzină, acolo, da, poți să ai un astfel de mic dejun. Dar pentru domnișoarele care stau în canapea și care fac trei pași, urcă în mașină și iar trei pași și ajung la birou, o cafea cu lapte poate, este un mic dejun corect. Adică și suficient. Dar vreau să mai atragem atenția asupra unui lucru, pentru că foarte multe persoane le-am auzit că stau cu foame, rabdă o zi întreagă și seara când ajung așa pe la ora 10-11 noaptea, dau iama în frigider, da, și mănâncă de toate. Și ele au impresia că ziua n-au mâncat, că au economisit, toată ziua și își pot permite. Nu e bine, nu? Nu numai că nu este bine, în momentul în care ignori sau, mă rog, treci peste senzația de foame, ea nu dispare, ci se acumulează. Așa că apare acel paradox, dacă tu ai fi mâncat când ți era foame și foamea trebuie tot timpul evaluată pe o scară de la
1 la 10, totdeauna să fie ca și notă, să o da, când ai 7-8, când tu simți că senzația de foame e pe la 7-8, atunci trebuie satisfăcută. Pentru că dacă ajunge să fie 10 sau să fie maximă, deja organismul nu mai are acele sisteme de, eu știu, control și să-ți spun acum am săturat, pentru că este o foame extremă și care are nevoie de o cantitate mare de alimente. Deci nu mai putem fi echilibrați și nu mai putem percepe mesajul acela clar, acum am săturat, pentru că ne-a fost mult prea foame. Deci niciodată nu trebuie să mâncăm când este extrem de foame, ci trebuie să mâncăm un pic înainte. Și aș zice iar că mâncatul... ar trebui să învățăm să ne cunoaștem pe noi, practic. Da, și să ne respectăm aceste senzații, pentru că dacă tu simți că ți este foame și tot dai ignor tuturor acestor mesaje de la organism, după aceea n-ai cum să-l cerți că la ora 10 mănâncă și nu mai îți dă niciun semnal de sațietate, pentru că el a fost supus unui stres. Și mai este un lucru de care trebuie să ținem seama, iarăși mă întorc în antichitate, în ancestral, cum am fost noi construiți. Organismul nostru a fost construit să alerge după mâncare, să o caute și mâncarea să nu fie un lucru garantat. Din punctul acesta de vedere, în prezent, nu avem cum să credem că mai, sau cel puțin nu în Europa, mai există persoane care să nu aibă ce să mănânce, da, nu avem cum să murim de foame și atunci organismul fiind proiectat să se miște și să alerge după mâncare și să o caute pe perioada zilei, pot să vă spun că după ora 6, ca și găinile, sau mă rog, când se întunecă, metabolismul nostru încetinește și el nimic din caloriile pe care le primește după acea oră nu mai are ce să facă cu ele. Pentru că noi, în perioada inițială de evoluție, în momentul în care venea întunericul trebuia să dormim, n-aveam ce să căutăm prin pădure la vânătoare de mamuți. Așa că orice mâncați după lăsarea întunericului, țineți cont de acest, până la urmă sunt regulile naturii și sunt firești, și nu avem ce să mai facem cu ele. Și până la urmă e logic că dacă ne întoarcem la ce mi-ați spus de dimineață, că ne ajunge acea cană de cafea cu lapte, totuși seara nici aia nu ne trebuie, pentru că până la urmă ca să dormim nu ne trebuie foarte de asta multe, spun. Deci orice vine, multe energie. Orice vine după lăsarea întunericului, organismul nemai fiind proiectat să aibă atunci activitate fizică, se va trezi cu acele calorii și el nu știe și nu are cum niciun alt mecanism prin care să scape de ele decât depozitându-le ca grăsime. Așa că degeaba n-ați mâncat nimic pe parcursul zilei, pentru că culmea atunci ați fi consumat caloriile respective. Organismul nu funcționează pe datorie. În momentul în care le-a primit seara, el se miră așa și cer și cu asta ce fac, poftiți în depozitele de grăsime. Și gata, deci este o zi nu numai pierdută. Și pentru zile negre. Și culmea, nu le va consuma a doua zi dacă voi nu vreți să mâncați o zi întreagă. Deci el nu dă drumul la grăsime decât este lucru pe care îl ține până la ultimul moment. Este un fel de rezervă pentru supraviețuire, este o chestiune de viață și de moarte și depozitele de grăsime suntem proiectați ca să orice exces de calorii să-l depozităm repede în aceste depozite de grăsime ale organismului și sunt ultimile care sunt puse la bătaie în condițiile de lipsă alimentației, pentru că asta asigură supraviețuirea speciei. Așa că dacă natura ne-a făcut în acest mod, eu nu zic că este greșit, zic că doar avem un manual de instrucțiunile de utilizare. Pe care nu putem să-l schimbăm, da, noi așa instrucțiunile de utilizare nu mai sunt adaptate la viața noastră de zi cu zi. Noi nu mai folosim organismul cum a fost el proiectat. Deci este firesc ca să înmagazinăm sub formă de grăsime caloriile în exces și este contra naturii să slăbim. Din cauza asta, slăbitul nu poate fi nestresant și plăcut, pentru că e contra naturii. Organismul nu are cum să aibă mecanisme din acestea plăcute în care să topească grăsimea, pentru că e contra naturii. Așa că eu aș zice, nu-l puneți în situația asta de stres major în care el să dea drumul depozitelor de grăsime, mai degrabă nu-i dați calorii în exces ca să facă depozitele de grăsime, pentru că el chiar face grăsime din caloriile în exces. Am reținut aceste aspecte și continui cu lista mea de principii revoluționare, cele care vor urma și destul de controversate. S-auzim. Ziceți așa, nu cădeți în capcana dulciurilor fără zahăr. Și cred că aici vă referiți și la acele produse, cum am găsit și eu în magazine, ciocolată light. Și, vai, când am văzut-o, m-am bucurat atât de tare. Zic, gata, Doamne, e liber la ciocolată. O să mănânc câtă ciocolată vreau. Și m-am uitat la numărul de calorii și
Eu personal n-am văzut nicio diferență între ciocolata normală cu lapte și ciocolata aceea diet minune. Da, este vorba nu neapărat de produse care nu au calorii, pentru că de foarte multe ori aceste produse sunt făcute pentru persoanele diabetice. Mm-hmm. Și atunci agentul de îndulcire este schimbat, adică în loc de zahăr au fructoză sau au altă substanță de îndulcire care să fie mai lent de absorbit, dar care în final aduce același număr de calorii. Singurile dulciuri și băutură coritoare care sunt eficiente pentru cura de slăbire și care nu prezintă pericol sunt cele cu... Pepsi Light? Normal, da. Vai ce bine, vai ce bine. Sunt acelea cu îndulcitori. Deci citiți cu atenție etichetele și nu cădeți în capcana light-ului scris mare pe un ambalaj. Uitați-vă la ce anume agent de îndulcire, pentru că fructoza din fructe este tot un zahăr și îngrașă la fel de tare, numai că ea se absorbe mai lent în organism, dar în final tot caloriile alea le aduce. Deci și doamna doctor Mihaela Bilic consumă sucuri light și dietetice, da? Deci cum să spun, este ca un fel de medicament pentru pofta de dulce. Toate aceste băuturi care conțin îndulcitori, fie că e vorba de aspartam sau de alt îndulcitor, nu numai că satisfac nevoia de dulce, pentru că este un lucru cu care trebuie și pe acesta să ne recunoaștem. Nu putem să scoatem de mâine dulciurile din senzația de dulce din viața noastră, însă este foarte ușor de satisfăcut cu aceste produse care au îndulcitori și care nu numai că nu au calorii, dar nu fac carii dentare, atenție, nu declanșează secreție de insulină, acel hormon care are cu predilecție plăcerea de a transforma caloriile în depozite de grăsime, și atunci aș spune este atât de revoluționară descoperirea îndulcitorilor în industria alimentară, încât aproape că de multe ori am spus e un fel de conspirație să nu fie mai multe produse pe bază de îndulcitori, pentru că până la urmă îndulcitorii nu dau dependență. O să ajungem să vorbim și de exact, îndulcitori. Și nu ne stimulează să mâncăm mai mult și iată, cu ajutorul lor nu numai că putem slăbi, dar ne putem satisface nevoia de gust de zahăr până la urmă. Mă bucur foarte tare că ați pus lucrul acesta de aceste sucuri, pentru că foarte multă lume zice a, vrei să slăbești și bei sucuri. Nu, iată că cu aceste sucuri practic ne ajută și cu această adicție pe care poate unii dintre noi o avem. Da, și trebuie să trebuie și pe ea să o satisfacem. Și atunci o satisfacem fără calorii. Este un mare secret și atât de eficient încât aproape că mi se pare nedrept că multe persoane se chinuiesc să nu mănânce nimic dulce când au aceste produse care chiar le-ar aduce bucurie. Și n-au niciun fel de risc pentru sănătate, e foarte important de știut. Să sperăm că și industria sucurilor la noi o să aducă mai multe astfel de băuturi. Sunt supărată că au existat și variante pe bază de suc de portocale cu îndulcitori și au fost scoase de pe piață. Știu. Așa că la capitolul ăsta, industria... Și ce bune erau, doamne. Da, industria alimentară spune că piața este nepregătită, aș spune că... O pregătim noi acum. Nu numai că o pregătim, dar este nevoie, sunt producători la așa un nivel, sunt niște coloși a industriei alimentare și cred că este și rolul lor să facă un pic de educație la nivelul populației și să explice. În primul rând, foarte multe persoane nu au știut că au existat aceste produse. Eu când mergeam în supermarket și căutam băutura asta cu suc pe bază de suc de portocale cu capac negru, vânzătoarele mă întrebau de ce nu vreau cu capac albastru. Știu, asta se întâmplă și acum. Și atunci, din moment ce ei nici măcar n-au făcut o campanie, măcar pentru persoanele diabetice, era o nișă care avea nevoie de aceste produse. A scoate de pe piață un produs care nu are concurență, mi se pare și știu că, uitați, de exemplu, în străinătate am găsit Sprite sau 7-Up, ca să nu facem reclamă, light. Da, și a fost și la noi și apoi a dispărut de pe piață. Genial, deci nicio diferență, chiar mai bun decât despre asta este vorba și există foarte mulți diabetici în România care, iată, puteau beneficia de acest produs, ca să nu mai vorbesc de cele care sunt la cură de slăbire. Așa că mi se pare nu numai nedrept, mi se pare o greșeală din partea lor. Oamenii au nevoie de educație, nutriție, iar aceste produse trebuie să rămână pe raft până când oamenii, dacă ei nu sunt dispuși să facă reclamă, până când oamenii se obișnuiesc cu ele și încep să le consume. Trăim cu speranța că o să apară din nou și eu mereu mai trăiesc și cu frică să nu dispară și cele care sunt la ora actuală. Absolut, da. Nu avem iaurturi cu fructe și îndulcitori, un alt produs capcană. Țineți cont că iaurtul cu fructe nu este un produs lactat, este un produs de desert. Și era chiar următorul principiu pe care vreau să-l menționez. Iată, că nici măcar nu e nevoie, știți, dacă e din cărțile mele, înseamnă că sunt lucrurile în care cred. Deci iaurtul cu fructe, foarte multe persoane și... Din niciun fel, niciun tip de iaurt cu fructe. Nu, iaurtul cu fructe înseamnă desert, înseamnă prăjitură. Și este foarte important, mai ales pentru mame. Nici nu vă dați seama cât de multe mame fac această greșeală să dea copiilor
zilnic mai multe borcanele cu iaurt cu fructe, crezând că este un produs lactat. Și dacă contorizăm numărul, pentru că am găsit în magazine este varianta ca light? Varianta nu există light. Light, știți ce a fost light? A fost light din punctul de vedere al grăsimii. Dar din punctul de vedere al zahărului, nu este niciun produs pe piață, la capitolul iaurt cu fructe, care să nu aibă zahăr. Și atunci, în momentul în care într-un borcanel din ăla ai 3 lingurițe de zahăr, înseamnă deja înghețată. Și în momentul în care tu îl mănânci, mi se pare mai onest, măcar pentru satisfacția și pentru bucuria noastră, să spui, recunoști că ăsta e desert. Nu, că ăsta e desert e una, dar atunci să alegi, s-ar putea ca între iaurt cu fructe și înghețată să vrei o înghețată, pentru că s-ar putea să fie mai, nu știu, mai mare bucuria unui desert cu înghețată decât unui iaurt cu fructe. Și atunci când tu mănânci iaurtul cu fructe pe post de iaurt, este o mare capcană și va aduce mai multe ales calorii. Acele iaurturi cu tiramisu, cu prăjitură cu mere, despre asta cu vorbesc. Cu lapte și atunci și aici este un segment în care și aici e o mare supărare a mea și o mare tristeță apropo de industria alimentară. Nu se poate ca brandurile acestea care sunt nici măcar nu sunt branduri locale pe cărora să spunem sunt mai mici și nu avem ce și să le cerem. Care se adresează inclusiv copiilor. Culmea este că aceste branduri au în străinătate jumătate din locul alocat lor într-un supermarket este reprezentat de produsele cu îndulcitori. Și mi se pare nedrept ca în România să nu aduc aceste produse. La capitolul ăsta nu pot să fiu nici măcar tolerantă. Este o, nici nu știu cum să spun, un abuz și o discriminare. Dar acele piureuri care se adresează bebelușilor. Și acele au zahăr, firar să fie. Da. Și acele au zahăr. Nu știu dacă să spunem că poate suntem la un moment dat grăbiți, nu avem timp să luăm, este o variantă de rezervă. Dar citiți eticheta și în alimentația copiilor trebuie să fie foarte clar, nu e nevoie de zahăr și sare adăugat. Nu e nevoie. Sunt suficient de mult fructele în natură, așa cum sunt ele făcute de natură și cum sunt combinate cu apă, cu fibre, cu vitamine, cu minerale. Tot ce este într-un fruct este suficient de dulce pentru ca să ne satisfacă nevoia dar de dulce. Dar dacă încercăm noi să devenim mici gospodine și așa. Luăm iaurt din acela, cel mai slab așa. Iaurt de pe piață. Dar nu neapărat cel mai slab și îl combinăm noi cu fructe. Cu fructe înghețate. Senzațional. Și îl mixăm și îl băgăm la congelator. Senzațional. Putem? Cum ceea să ce nu? Combinația între ele combinația între ele nu are o problemă. E vorba de zahărul adăugat care este mult prea mult și pe care noi nu-l percepem. Adică noi când mâncăm respectivul iaurțel, nu avem conștiința unui desert și nu mâncăm, dacă ți-ar da cineva o prăjitură, poate ai luat 3 lingurițe, pe când pe iaurtul respectiv îl mănânci cu relaxat, ca pe un produs lactat. Și ca să creăm noi aici o rețetă, eu bănuiesc că ca să-i dăm un plus de savoare, de un gust mai dulce, putem să punem o pastiluță din aceea de îndulcitor sau două pastiluțe. Dacă este nevoie, dar vă spun, sunt foarte multe fructe care sunt concentrate ca și gust dulce și nu sunt acide, de exemplu banana, caisele uscate, putem pune stafide și toate lucrurile acestea se și iau și o consistență bună în contact cu laptele, sunt prunele care iarăși sunt foarte dulci, perele. Și mai bine să lăsăm lenea puțin la o parte și să încercăm să ne pregătim chiar noi singure acasă. Și este și foarte sănătos și avem o paletă și o diversitate mult mai mare. Adică totdeauna lucrul pe care îl faci, ca să nu mai vorbesc de acel ingredient secret care se numește iubire și până la urmă atenție, lucrurile pe care le pregătim noi cu mâna noastră se simt, da. Nu știu nici măcar nutriționiștii să le pun așa pe un tabel ca și componentă, dar este clar că înseamnă grijă, iubire, atenție și să știți că aduc și sănătate și fericire într-un fel de necontestat, lucru pe care acea economie de timp pe care o facem luând borcanelele direct de pe raftul supermarketului nu poate fi înlocuită. Ce mai îmi place, ce îmi spuneți. Da. Și continuăm cu aceste principii. Este un principiu pe care pe foarte multe fete le-am auzit mâncând, mănâncă desert, mănâncă prăjituri, mănâncă torturi, așa, tot ceea ce poftesc și după aia compensează că merg la sală să consum. Ce bine ar fi. Da, și au impresia că gata, am mâncat 10 felii de tort, am făcut o oră de aerobic și gata, suntem ca noi. Dumneavoastră spuneți așa, nu recomandați sportul și dieta în același timp sau cel puțin la început să începem dieta cu amândouă. De ce nu este bine? Pentru că tocmai vorbeam de stresul pe care îl produce restricția alimentară. Ceea ce face sportul sunt două lucruri care în faza inițială a curei de slăbire ar putea să ne, eu știu, să ne dezamăgească și să ne facă să renunțăm la cura de slăbire. Odată, în primă fază, după o perioadă lungă de sedentarism, sportul, prin consumul de calorii, creează o ușoară senzație de foame, care este
suplimentară, să spunem. Și de câte ori n-am văzut persoane care merg la sală, fac un antrenament destul de dur și după aceea se opresc la șaormeria din colț. Nu, dar chiar îți face în prima fază, în prima fază sportul dă această senzație de foame, pentru că mușchii, până când reînvață să se contracte, până când reînvață, mușchii își fac niște depozite de calorii, mm-hmm, care se numesc, o substanță care se numește glicogen. E, aceste depozite, în faza inițială, până când intrăm, până când depășim, eu știu, o lună de zile de activitate fizică regulată, până când mușchii își reconstruiesc aceste depozite de glicogen și funcționează pe baza lor fără să ne mai facă nouă foame, în perioada asta, să spunem, de început sensibilă, vom avea o senzație de foame mai mare, care, suprapusă peste frustrarea noastră că tocmai ce-am intrat la cură de slăbire și trebuie să reducem cantitatea, deci acolo avem o senzație de foame din balanța negativă a aportului alimentar, peste care se suprapune și senzația de foame făcută de sport. Deci vom avea de luptat cu o senzație de foame mai mare. Deci să alegem pentru început Începem cu dieta. Neapărat. Obligatoriu. Deci când vrem să slăbim, este clar, dieta ne ajută cel mai tare. Până când trecem peste perioada aceea de început, o săptămână, 10 zile, în care chiar senzația de foame ne dă un disconfort. Și mai este un lucru pe care îl face sportul în primă fază. Aceste depozite de energie de care au nevoie mușchii trag greu la cântar. Deci în momentul în care noi înmagazinăm acest glicogen ca să avem pentru mușchi, acest glicogen, fiecare moleculă se leagă cu 4 molecule de apă, astfel încât această îmbibare a organismului cu apă nu este cu grăsime, atenție, este cu apă, însă pe noi nu ne încântă cu nimic, pentru că în momentul în care te urci pe cântar, după ce ai făcut un pic de sport și după ce ai ținut și dietă, tu vezi că cântarul poate să-ți arate cu 200-300 de grame în plus. Ori lucrul ăsta te demoralizează și este foarte periculos, pentru că s-ar putea să-l lași pe altă cură de slăbire. Antrenorii de fitness ne spun, la întrebarea când noi întrebăm, doamne, dar de ce am început să fac și sport, țin și dietă, de ce cântarul arată mai mult? Da, mușchii sunt grei. Ei ne răspund că mușchii sunt grei. Așa și este. Că ai făcut mușchi și că e bine. Așa este, numai că lucrul acesta, schimbarea compoziției corporale, este clar că este una benefică. Grăsimea este pufoasă și nu trage așa de greu la cântar. Mușchii trag greu la cântar. În faza inițială, atunci când apare și febra musculară, cu atât mai mult, ei sunt mai grei. Însă pe noi nu ne încântă cu nimic și s-ar putea să lăsăm baltă cura de slăbire și să lăsăm baltă și sportul. Deci de asta spun, nu trebuie să începem cu amândouă, pentru ca să nu fim supuși unui stres și mai mare. Însă, după faza inițială, după 2-3 săptămâni, lucrurile intră în normal. Deci trebuie să avem răbdare și perseverență, pentru că cel mai simplu, o cură de slăbire, când este eficientă, se vede pe circumferințe. Deci nu trebuie neapărat să vă cântăriți. Veți vedea că slăbiți în talie imediat, da? Iar grăsimea fiind pufoasă, câteodată se duce mai mult ca și circumferință măsurată pe haine decât ca și greutate. S-ar putea cântarul să vă arate cu 300 de grame în minus sau cu jumătate de kilogram în minus, însă hainele să stea mult mai lejere pe voi, pentru că asta e cu grăsimea, e pufoasă, ocupă volum, dar la cântar nu e cine știe ce. Da, doctor, și acum o să vă adresez o întrebare și vreau un răspuns foarte sincer, așa cum ni le-ați dat pe toate până acum. Pentru că eu am auzit la foarte multe persoane, domnule, slăbesc cu creme, mă merg la masaj, îmi fac masaje anticelulitice și dau jos kilograme, sau au apărut, chiar mai citeam prin revii, de anumite vedete care, de la întrebarea cum faci să te menții în formă și cum faci să dai jos câteva kilograme, răspund că au niște creme magice care le slăbește așa instant. Există așa ceva? Eu nu știu de ele. Nu numai că nu există, dar gândiți-vă la așa o piață care numai în America înseamnă 50 de miliarde de dolari anual. Deci o piață din aceasta pentru produse de slăbit care cheltuiește îngrozitor. Nu numai că nu avem creme miraculoase, dar nu există o pastilă care să ajute la slăbit într-un mod eficient. Și aici nu vorbim de shopping. Nu, nici măcar, nici acele prafuri care le preserăm. Sunt așa peste... de convingătoare. E vorba doar de o iluzie pe care noi o dorim să o menținem, iar inovând cu succes. Da, cumpărăm așa, o păcăleală. Este clar că există toate aceste metode, în momentul în care te apuci de ele, există în primul rând o grijă pentru tine, care aia dă rezultate. Este clar că în momentul în care te duci să faci aceste, eu știu, tratamente cosmetice, în momentul în care ai grijă un pic, automat ai grijă un pic și de alimentație, dacă tu cheltuiești niște bani. Da. Și atunci este vorba doar de un context în care eforturile tale vor fi recompensate, pentru că tu chiar faci efort. Dar dacă crema
aia ar fi o simplă cremă hidratantă, ar avea același efect. Să este... ne facă pielea fină și catifelată. Exact. Și în momentul în care faci masajul local, este clar că la persoanele care au retenție de lichide, stimulează circulația și ajută la dar eliminare. Nu slăbești, adică n-o dar nu ai cum să slăbești. Modificare... Nu ai cum să slăbești miraculos când cineva muncește să te maseze sau un aparat îți face lucrurile astea și tu dintr-o dată de acolo ieși cu o siluetă de invidiat. Nu, este doar o metodă ajutătoare și care înseamnă, de fapt, grijă pentru tine și înseamnă acest abord care să fie din mai multe direcții. Adică și nu numai dieta. Exact. Deci nu numai alimentația. Înseamnă îngrijire corporală, înseamnă mișcare și toate lucrurile astea n-au cum să nu dea rezultat. Costă frumusețea dacă vrem mai corpul și, pe care și nu îl vedem știu dacă prin neapărat costă ca și bani, pentru că ca dacă timp, faci ca și efort, tu acasă, ca și exact, tu acasă, dacă îți cumperi o cremă și te masezi în fiecare zi, vei vedea o îmbunătățire a calității pielii, pentru că e vorba de ce, cum ajutăm organismul ca să elimine ca și cu acele aparate da, de masaj. Da, 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 absolut, absolut. E vorba de circulația periferică, e vorba până la urmă de a pune sângele în mișcare. Că o faci prin sport, că o faci prin masaj, toate lucrurile astea nu pot fi decât pozitive. Da, doctor, eu vreau să ne mai învățați ce să alegem când mergem la un restaurant și ne uităm în acel meniu bogat și ne întrebăm oare ce îngrașă, oare ce nu îngrașă. O să vreau să ne învățați și ce să mâncăm când suntem pe fugă în oraș și nu știm. Plus vreau să discutăm și alte principii extrem de revoluționare ca și cele pe care le-am discutat până acum. Dar aceasta va face obiectul unei noi discuții. Încheiem aici prima parte a interviului nostru. Vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc că ajutați fetele să fie firești, naturale și să aibă metodele lor eficiente, să nu mai plece urechea și să mai creadă în minuni. Și dacă vrem să slăbim, se poate. Oh, cu siguranță. Eu vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi. Repet rugămintea pe care v-am adresat-o la început, aceea de a ne trimite părerile voastre, sfaturi pentru celelalte fete și femei, cum face să vă mențineți în formă și să fiți mereu frumoase și fericite. Iar cu restul sfaturilor și cu restul învățămintelor doamnei doctor Mihaela Bilic, revenim în câteva zile cu o parte a doua a acestei emisiuni de nutriție. Sunt Flavia Apostol și vă mulțumesc! Bambuca!